Băi, chiar frumos. Frumos rău de tot. Îmi place. Nu știu unde mai vedem în țară așa ceva. Probabil că mai sunt și alte zone, dar pe care noi nu le-am descoperit încă. Dar chiar e frumos, e frumos, frumos. Îmi plac și îmi plac și felinarele astea din pom. V-am mai zis, parcă, în alt vlog, când am filmat Târgul de Crăciun, am zis faptul că au fost puse de la Paște. Atunci le-a hotărât să le pună primăria și de atunci au rămas așa și sunt foarte frumoase. Mie chiar îmi plac mult de tot. Mergem în centru, unde o să fie un spectacol de stradă. Mhm. Organizat-o de Teatru Colibri și apoi este un ceva cu mapping. O proiecție, un video mapping. Super, super, super. Super. Este foarte fric. Este. Haideți să vedem ce anume ne oferă primăria de data asta. V-am obișnuit deja cu luminițele din centru, de câte ori l-am postat. Vedeți să vedem dacă mai prinde spectacolul. Avem un vlog legat de Târgul de Crăciun din Craiova. O să-l pun în descriere și o să vedeți cum anume arăta în momentul în care s-a deschis. Și cum arată acum, bineînțeles, că am postat două vloguri. Unul la început și unul de după. Căutam spectacolul și nu-l găsim. Deci un centru vechi să vedem dacă dăm de el acolo. Nu știu unde e, chiar nu știu unde e. O fi plecat. Sunt 4 grade afară, iar noi ne-am dus să căutăm spectacolul și nu e spectacol. Continuăm să-l căutăm și vă aducem și imagini de acolo, dacă-l găsim. Gata, le-am găsit, cred că sunt acolo în față. Haideți să vedem cum arată și ce anume au pregătit, ce o să ne arate. O să vedem. Mi-a făcut cu mâna pinguinul. Îmi dau lacrimi. Foarte drăguț. Uitați, aici este scena. Aha. Se vede ceva acolo. Hai să trecem în față să vedem. Cred că au fost și Rebecca mai devreme. Da, este un spectacol aici pe scenă. Dar nu numai pe scenă. Sunt și... Ce și fel de papițe pe aici. Oameni pe pici orange. Bună seara! Bună seara, bună seara! Povestea noastră începe în seara de Crăciun. Suntem acasă. Uite cine schimbă decorile în casă. Ei! Dacă n-am băut suficientă apă, de-aia n-am crescut și eu mare. Dacă beam sau dacă îmi puneau apă suficientă la rădăcină, îmi făceam și eu mare așa. Pe deasupra spargi nuci, de cât-ți plac poți să mănânci.
Și împreună vom pleca peste tot, vom colinda. Vei fi foarte fericită când îți voi arăta toată împărăția mea. Și vom trece în zbor prin țara jucărilor. Foarte frumoasă inițiativă, chiar foarte frumoasă. E special pentru copii. Chiar a fost super. De fiecare dată ei organizează spectacole de vis pentru copii. Așteptăm să o să fie ceva proiecții? Proiecții, da. Dar cred că la Sfântul Dumitru. Între timp am făcut câteva cumpărături din Kik, o să vi le arătăm în zilele următoare. Ne bucurăm că au loc atâtea evenimente frumoase în Craiova. Probabil ar fi putut să mai lucreze puțin la cel de pe clădirea Mitropoliei, pentru că nu se observă foarte bine imaginea. Da, cred că ar fi putut să pună niște pânze, ceva de genul. Probabil costurile ar fi fost mari, așa le-a fost ușor să vină cu un videoproiector și cam asta este. Dar cu toate astea, oricum, ne bucurăm foarte mult că au loc fel și fel de activități în acestea în Craiova, care ne bucură și pe noi și pe cei care vin în Craiova, în orașul nostru. Nu uitați că Craiova anul ăsta a fost pe locul 3 în Europa. În Europa. La Târgu de Crăciun. Da, deci este o mare realizare pentru acest oraș. Da, vlogul se încheie aici. Nu uitați să vă abonați, să dați subscribe, like și ne vedem data viitoare cu un nou vlog. Pa, pa!